Cinematografia bună tinde să arate mai degrabă decât să livreze prin replici. Unul dintre exemplele potrivite e filmul Gladiator din 2000, în care din primele scene înțelegem clar cine e tipul bun și cine cu cine se bate. Personajul lui Russell Crowe are amintiri de pe un câmp și ține un câine pe front, și așa ne spune regizorul că e modest și afectuos. Apoi vedem că soldații de rând îl salută cu respect, iar el le dă ordine pe un ton calm, dar ferm. Și așa ne spune regizorul că e un bun comandant. Înainte de a fi prezentat oficial ca personaj principal, noi știm deja multe lucruri despre Maximus Decius Meridius, care, apropo, vă amintesc că e un personaj inventat. Războaiele romanilor cu marcomani însă fac parte din adevărul istoric și aici, regizorul Ridley Scott, are o muncă grea. El ne-a convins deja să ținem cu Maximus. Dar cum faci telespectatorul să țină cu un imperiu cotropitor? Ei bine, prima scenă de luptă arată o diferență enormă între romani și barbari. Îmbrăcămintea barbarilor este una haotică și murdară în timp ce romanii poartă uniforme. Armele barbarilor sunt primitive, în vreme ce Imperiul folosește tehnologie impresionantă. Modul de atac este haotic în cazul barbarilor care năvălesc din pădure dezorganizați, urlând. Romanii, în mod evident, sunt flegmatici, cool, rezervați, ascultă de ordinele ferme ale comandanților și formează linii sau țestoase perfecte. Mai mult decât atât, romanii par maestri ai recompensii ulterioare, ai delayed gratification, cu fețele lor de James Bond. Ei mențin informațiile, așteptând atacul impulsiv al barbarilor. Morala? Cei care au răbdare, disciplină și posibilitatea de a aștepta momentul perfect, ei aceia sunt civilizați, sunt superiori. Dar în ce moment anume aceasta ar putea deveni o slăbiciune? Tot așteptând atacul, lăsând momentul începerii luptei sub controlul barbarilor, oare romanii aceștia ai lui Ridley Scott sunt chiar atât de cool și de ordonați? Sau pur și simplu sunt încremeniți? Când amâni, eziți, aștepți momentul perfect, nu e oare posibil să ratezi șansele? Nu e posibil să pierzi acel moment perfect? În 1914, când Consiliul de Coroană sub regele Carol I decide neutralitatea României în război, există argumente convingătoare de toate părțile. Atât pentru păstrarea pactului cu tripla alianță, cât și pentru o nouă alianță cu Antanta. Neutralitatea României era, prin definiție, dar și prin efecte, o cale de mijloc, prin care românii sperau să negocieze termeni mai buni, promisiuni mai satisfăcătoare din partea ofertanților, dar săbile au câte două tăișuri, iar românii nu sunt regizați de Ridley Scott, așa că ne confruntăm cu următoarea dilemă. Ce a avut de câștigat și ce a avut de pierdut România până la intrarea ca țară beligerantă în primul război mondial? Bună, numele meu este Călina și astăzi, în podcastul Istoria României, vreau să vorbesc despre planurile de război, despre promisiuni, decizii și pregătiri. Bineînțeles, toate acestea în contextul intrării României în Marele Război, cunoscut nou astăzi ca primul război mondial. În episodul anterior am explicat parțial ezitările României de a intra în război, dar astăzi intenționez să descriu mai în detaliu argumentele fiecarei părți, lăsând la o parte sentimentalismului Carol pentru rudele sale, și concentrându-ne pe aspectele ce țin de armată, cum ar fi arătat o analiză a costurilor și beneficiilor, și ce s-a întâmplat în cei doi ani de neutralitate. Deci au fost români încremeniți în așteptare sau au luat măsuri pentru a se pregăti? După cum țineți minte, primul război mondial nu găsea România într-o poziție tocmai rea. În ultimii 50 de ani, situația politică se stabilizase, cei drept cu o mare influență din partea coroanei și cu aspecte deficitare în ceea ce privește reprezentativitatea. Votul era cenzitar, așa că țărănimea era prost reprezentată și destul de nemulțumită, așa cum o arată mai multe răscoale, culminând, după cum știți, cu cea din 1907. România din acele timpuri, așa că acum, era de asemenea într-o cursă de sincronizare cu Occidentul. Industrializarea făcea pași mici, dar siguri, cu fabrici înființate pe teritoriile României, însă progresul era suboptim în comparație cu vecinii europeni. Agricultura era încă în centrul economiei, comerțul se desfășura într-o situație de piață de desfacere, sporind dependența României de Europa și complicând astfel și relațiile politice. Alianța cu germanii și austriecii nu avea performanțele așteptate, mai ales din cauza acțiunilor disperate ale unui imperiu austriac, imprevizibil și panicat. De asemenea, România era mult prea mică în această alianță și se mulțumea adesea cu urmarea unor linii trasate de frații cei mari, fără a putea răspunde sau influența în mod concret aceste linii. Și în mijlocul acestei situații pică la fix promisiunile frumoase ale Antantei interesați de a scoate România din tripla alianță. Această miere era în mod dovedit otrăvită. Franța și Marea Britanie erau departe, așa că relațiile Antantei cu România se desfășurau prin contactele diplomatice cu rușii. Or, ei aveau interese mult mai pregnante în zonă și era neclar în ce formă își doresc rușii România. Ca aliat, ca zonă ocupată, ca manechin, tampon. Mm. După războaiele balcanice, însă, Franța face și ea paști pre români. Istoric vorbind, Franța fusese mereu un aliat bun al României, iar tendința filofranceză nu a dispărut în neant. Acum, în ceea ce privește efectul războaielor balcanice, e ceva foarte important de discutat. Și frumusețea istoriei face ca tot Franța, pe care am adus-o acum în vorbă, să fie implicată în rezolvarea problemei peste câțiva ani. Așadar, e timpul să povestim despre starea armatei române. Modul în care vorbim noi despre istorie e destul de înșelător. Se întâmplă de multe ori să ne concentrăm mult timp pe unele perioade scurte, dacă ele sunt bogate în evenimente. Analog, în perioadele de pace, prosperitate sau bunăstare, pot să curgă și 50 de ani de istorie, dar să nu o luăm prea tare în seamă. Așa sunt oamenii, se plictisesc cu binele. Ce încerc să spun? Noi abia am vorbit de războiul de independență, ni se pare că tocmai ce a trecut, adică, în mod logic, armata despre care vorbeam atunci și armata din 1914 ar fi cam una și aceeași, nu? Ei bine, nu. O socoteală destul de simplă arată că perioada de pace durase cam 50 de ani. Destul cât să complice lucrurile. Așa cum ne complacem noi în istoria de bine, așa s-au complăcut și oamenii timpului. Aici intră mai mulți factori. Statutul de membru la tripla alianță oferea un confort psihologic destul de mare. Lipsa unui scop militar imediat, practic pacea care a urmat războiului de independență, a dus la amorțirea simțurilor militare, Guvernele nu vedeau un avantaj prea curând într-o bună finanțare a armatei, ba chiar în 1901 s-au făcut reduceri de buget șocante. Motivația ministrului de război din 1901, Dimitria Asturza, era că o armată bine pregătită de 100.000 de, de oameni e mult mai bună decât una mare și prost pregătită. Vă imaginați cu siguranță ce s-a întâmplat? Armata română a rămas și mică și prost pregătită. O veche expresie spune: decât prost și bolnav, mai bine deștept și sănătos. Lucrurile vin în pachete, așa că, pe lângă mică și prost pregătită, se adaugă și un alt adjectiv armatei române: nesuferită. Vorbeam acum câteva episoade despre cât efort propagandistic au depus marii artiști ai României, cât de entuziast era sprijinul pentru armata din războiul de independență. Din rațiuni care țin de realitate, dar țin multe și de PR. Ei bine, după răscoalele țărănești, înnăbușite în sânge, tocmai prin intervenție armată, imaginea armatei române ajungea la polul opus. Bun. Acum să presupunem că sunteți pe cale să dați un examen important. Ultimul examen a fost de mult și erați simpatic profesorului. Nici n-ați prea învățat că n-aveți suportul de curs tot. Și ați avut o felul de lucruri pe cap, știți cum se întâmplă. Și în ziua examenului, colegii voștri vă întreabă dacă sunteți pregătiți. Hmm, vedem ce iese. În aceste condiții, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face profesorul ar fi să vă pice. Da, eu am fost cadru didactic și cred că de-aia mă plăceau atât de mult studenții. Dar, cu toată sinceritatea, cel mai bun lucru pe termen lung ar fi ca lipsa de pregătire să fie răsplătită corect, adică prin eșec. Cea mai proastă lecție pe care o puteți învăța e aia că merge și așa. În cel mai bun caz, v trece prin cap ideea că ar trebui să învăți data viitoare, că a fost cam la mustață. În cel mai rău caz, nici atât. Ați asimilat cu succes că puteți trece examenul și fără să învățați. Acum, eu nu zic lucrurile astea ca să bat apropouri foștilor studenți, ci pentru că exact asta a fost lecția României din al doilea război balcanic. În 1913, toată lumea suna alarma cu privire la starea precară a armatei române, organizată prost și amestecată în unități haotice, arme puține, muniție puțină, echipament puțin și prost, servicii sanitare proaste, conducere proastă, funcționalitate limitată, Nicolae Iorga spunea, citez, Nu puteam purta un război neavând nimic într-adevăr gata, am încheiat citatul. Aceste alarme și steaguri roșii erau cât se poate de valide. Singura problemă? Am câștigat și așa. Iar lecția a fost că ne putem descurca și fără a învăța pentru examen. Ei bine, un an mai târziu izbucnea primul război mondial. România nu participa în mod direct, așa că nu ajunsese cuțitul chiar la os. Dar devenea destul de clar că fără a adresa și fără a rezolva problemele armatei, lucrurile nu se vor termina cu bine. Haosul va continua și în perioada neutralității și după intrarea României în Marele Război. Abia în 1916 se vor implementa măsuri serioase, eficiente. Francezul care va lua taurul de coarne, reformând armata română, e unul dintre cei mai iubiți străini ai istoriei românești și cetățean de onoare. Dar mai avem până la Henri Bertlot să revenim la situația din timpul neutralității. Așadar, la Consiliul de Coroană din august 1914 spuneam că existau două curente, acelea susținut de Carol I și de conservatorul Petre Carp, prin care România ar intra în război de partea triplei alianțe, conform tratatului. Dar majoritatea nu era de acord. Ionel Brătianu, spre exemplu, considera că România, ca țară mică, e tratată injust și minimalizată, Așa cum țineți minte, decizia a fost ca în cele din urmă România să rămână neutră în război, așa ca romanii din Gladiator care păstrau ei rândurile în așteptarea unui moment bun pe care să-l fructifice. Era însă destul de clar că România nu va putea rămâne neutră pe tot parcursul războiului. Așa cum a spus-o și Carol I, războiul era o formă prin care proiectele țărilor combatante să se îndeplinească, iar apatia putea duce doar la pierderi pe termen lung. Așa că pe parcursul următorilor ani a început să se joace un fel de dans diplomatic prin care România era ofertată din ambele părți. În ciuda simpatiilor lui Brătianu pentru Antanta, jocul nu era unul de lasă-mă să te las. România chiar era prinsă între două mari obiective, recuperarea Basarabiei de la Ruși și câștigarea Transilvaniei de la Austrieci. Problema nu se pune a cine oferă mai mult, România pur și simplu aștepta indicii despre cine va câștiga războiul. Nu avea să fie nici prima, nici ultima dată când țara noastră intenționa să sară în tabăra câștigătoare și să tragă beneficiile aferente. Dar până la 23 august 1944 mai avem câteva episoade. Strategia era așadar a câștiga timp, timp în care se puteau clarifica rezultatele, timp în care armata putea fi pregătită, timp în care gândurile să fie puse în ordine. În toamna lui 1914, reprezentantul diplomatic al României, Constantin Diamandi, semnează cu omologul său rus, Sergei Sazonov, ceea ce, în mod deloc surprinzător, se numește Acordul Sazonov-Diamandi. Semnat în secret, acordul era doar între Rusia și nu cu întreaga antantă, iar scopul rușilor a fost obținerea unei neutralități binevoitoare. Acum, un acord de neutralitate, dacă el doar asta e, nu presupune atâta secret. Ceea ce e realmente delicat în acest acord este potențialul său, ipoteticele. Rușii propun o chestiune de genul așa informal, oare cum ar fi dacă ați intra în război? No pressure. Subiectul acordului e dreptul României asupra părților din Austro-Ungaria în care locuiesc preponderent români. Rușii se arată în favoarea ideii ca România, ipotetic așa, să-și alipească Transilvania, citez eu, atunci când va considera oportun. Deci e o chestie destul de vagă. Englezii și francezii încă nu iau aminte de aceste oferte îndrăznețe ale Rusiei, dar rușii promit chiar în textul acordului să le aducă la cunoștință. După cum puteți vedea, dansul diplomatic e încă destul de cuminte. Angajamentele nu sunt clare nu sunt temporizate și nici măcar nu sunt discutate cu aliații. În aceeași toamnă lui 1914, România semnează un tratat și cu Italia, care, la fel ca România, deși făcea parte oficial din triple alianță, și-a declarat neutralitate la începutul războiului. Acest tratat era și el unul destul de cuminte, prin care țările se angajau să-și dea un preaviz în cazul ieșirii din neutralitate. Dar un an mai târziu, în 1915, acest tratat are o continuare, iar continuarea arată cât de mult se schimbase situația sub presiunea Antantei. Nu mai e vorba de un simplu preaviz, ci de intrarea simultană în război în cazul unei agresiuni neprovocate din partea Austro-Ungariei. E ceva ironic în povestea asta. Două țări care erau membre în același pact și s-au fofilat de la respectarea lui fac un pact mai mic, prin care să nu se fofileze dacă celelalte state din pactul mare le atacă pe ele. Ne, s-au văzut și mai grave. Ce a câștigat România în perioada de neutralitate? În ciuda reformelor promise pentru îmbunătățirea armatei, efectele au fost modeste. Asta probabil pentru că nici studentul din exemplul meu nu ar fi câștigat prea multe învățând în ultima noapte dinaintea examenului. Porcul nu se îngrașă în ajun. Efectivele armatei au crescut, sumele investite în armată au crescut și ele, dar existau impedimente majore peste care efectiv nu s-a putut trece. Da, armata număra peste 600.000 de oameni, dar erau prost echipați și prost instruiți. Vedeți voi când statele din jurul unui stat neutru sunt în plin război, vor fi greu convinse să vândă armament unui stat neutru. Nimeni nu vrea să se trezească, având acele arme îndreptate către ei înșiși după câteva luni de la achiziție. România nu avea posibilitatea de a produce pe cont propriu armamentul, muniția sau echipamentele necesare. Veți spune că nu e nicio problemă, că se găsește câte ceva, mai câte o pușcă, mai câte un tun și parțial aveți dreptate, românii sunt în general descurcăreți. Dar există un motiv foarte bun pentru care armatele moderne au totul standardizat. Dacă aceste găselnițe și improvizații nu sunt uniforme, atunci are de suferit și instrucția și aprovizionarea. A învăța 100 de oameni să folosească un tip de pușcă e simplu, dar dacă există 10 tipuri de puști, e deja ceva mai greu. Și ce fel de gloanțe livrezi pe front? Câte rânduri are foaia de necesar și cât de grea e aprovizionarea cu muniție de calibru diferit în cantități diferite? Nici câștigul diplomatic din perioada de neutralitate nu a fost unul grozav. Pe cât de titrată a fost o eventuală intrare în războia României, ea s-a petrecut totuși relativ târziu. Așteptarea și tărăgănarea își fac treaba pentru scurt timp, dar apoi aceste întârzieri devin enervante. Lipsa de încredere în promisiunile antantei a dus la intrarea României în război după ce unele dintre marile evenimente erau deja jucate. Rolul României, de la care toată lumea se aștepta să fie unul decisiv, a arătat brusc ca o disperare. Sigur, acele motive de neîncredere în Antanta erau cât se poate de întemeiate. Experiența anterioară cu Rusia, depărtarea geografică de Franța și Marea Britanie, istoricul românilor de a fi folosiți drept carne de tun, tampon geografic sau aliat de complezență. Nimeni nu-l poate învinui pe Brătianu că a așteptat promisiuni scrise și garanții din partea Rusiei. Dar în momentul în care ele au sosit, iar România a fost în sfârșit decisă să intre în primul război mondial, multe zaruri erau deja aruncate. Nu vreau să vă plictisesc prea tare cu detaliile ce nu privesc România, dar merită să facem un mic tur, măcar un mic tur prin Europa. Principala slăbiciune a Triplei Alianțe era poziționarea ei geografică între inamici. Astfel exista un front de vest, care a și dat numele celebrei cărți, apropo, merită văzută ecranizarea nouă, și un front de est. Situația pe frontul de vest era, așa cum spun cartea și filmul, destul de inertă. În ciuda eforturilor imense, războiul purtat în tranșee a dus la un impas în desfășurarea efectivă a războiului. Cum funcționează războiul de tranșee? Pentru a stabili poziții defensive bune, soldații sapă, ați ghicit, tranșee. Paralel cu ei, inamicilor, sapă și ei, ați ghicit, tot tranșee. Între cele două linii e un spațiu gol, numit uneori no man's land sau tărâmul nimănui. Când una dintre părți vrea să avanseze, iese peste tărâmul nimănui și, în bătaia focului, cu riscuri enorme și pierderi imense de vieți omenești, încearcă să avanseze până la tranșeul inamic. În cel mai rău caz, sunt ciuruiți, bombardați și se încurcă în sârmă ghimpată. În cazul ceva mai bun, soldații se retrag înainte de a fi ciuruiți, bombardați și încurcați în sârmă ghimpată cu toții. În cel mai bun caz, ei reușesc să ajungă să ocupe tranșeul inamic. Acești inamici se vor retrage și își vor săpa tranșee noi, ceva mai încolo, spre propriul teritoriu. Repet, Cazul bun este acela în care se pierd enorm de multe vieți pentru a muta linia frontului câteva zeci sau sute de metri. În 1916, Franța și Marea Britanie au decis să copleșească forțele germane. Pentru că, de ce nu, soluția la trimitem oamenii la moarte sigură pentru câțiva metri de teren este trimitem mai mulți oameni la moarte sigură pentru mai mulți metri de teren? Bătălia aceasta de la Som a durat peste 140 de zile, în care s-au angajat 3 milioane de soldați, dintre care un milion au fost uciși sau răniți. La finele ofensivei, Antanta a câștigat cam 10 km de teren pe aproape toată linia frontului. Istoricii încă dezbat dacă această operațiune extrem de sângeroasă, printre cele mai sângeroase din istoria lumii, a fost necesară. Benefică măcar? Cert este că a fost una dintre cele mai importante evenimente ale primului război mondial și o victorie pentru Antanta. A început înainte de intrarea României în război. De asemenea, la cererea englezilor și francezilor pentru a degreva presiunea asupra vestului, rușii au pornit o ofensivă uluitoare pe frontul de est. Ofensiva Brusilov, numită astfel după comandantul rus Alexei Brusilov, avea ca scop ideal scoaterea Austro-Ungariei din război. Sau, cel puțin, îndreptarea atenției triplei alianțe pe frontul de est, ușurarea eforturilor trupelor franceze și engleze, dar și a celor italiene din Galicia. Iar Brusilov nu era băiat prost. Pentru a evita repetarea situațiilor ultradefensive din vest, a abordat o tactică dinamică și îndrăzneață. Atacuri de artilerie mai scurte și chirurgicale care să împiedice evacuarea austriecilor și să nu distrugă terenul pentru a putea înainta ușor peste el mai târziu. Trupe de asalt care identificau punctele slabe în apărarea austriacă, apoi creau culoare și spărturi în acele zone. Înaintarea rapidă, organizarea armatei în valuri, segmentarea atacului într-o etapă de șoc și una de anduranță. A fost într-adevăr o bijuterie militară a Rusiei înainte ca situația Rusiei să scape de sub control în Revoluția Bolșevică, vorbim data viitoare. Germanii vor prelua tacticile lui Brusilov și, în speță, atacul cu trupe de șoc va fi un element important al celui de-al doilea război mondial sub numele de Blitzkrieg, război fulger. Momentan, această ofensivă întrerupe atacul de la Verdun și forțează Germania să intre pe frontul de Est. Armata austro ungara a pierdut un milion și jumătate de oameni și a rămas cu sechele pentru întreg războiul, nemai fiind capabilă de a organiza mare lucru pe cont propriu. Din vara lui 1916 încolo, austriecii au început să apeleze mereu la ajutorul germanilor și pentru majoritatea acțiunilor de război, la fel ca bătălia de pe SOM, ofensiva Brusilov a fost unul dintre evenimentele pivotale ale primului război mondial și o victoria Antantei întâmplată înainte de intrarea României în război. Sau, poate, tocmai cauza intrării României în război. Mirosind victoria Antantei, România nu a vrut să piardă trenul câștigător. Era timpul pentru niște semnături. Acum, Antanta, deși își dorea tare mult participarea României la război, era conștientă și de riscuri. În primul rând, era situația precară a armatei române. De asemenea, exista posibilitatea ca România să fie angajată pe trei fronturi, cu Austro-Ungaria, Turcia și Bulgaria. În acest caz, apartenența ei de Antanta ar fi devenit mai degrabă un risc decât un avantaj. O altă problemă era forma geografică a României, sub formă de L de la Laurențiu, întors tors și aflată la marginea Carpaților, România nu își putea proteja eficient granițele. Atașatul militar britanic chiar s-a pronunțat împotriva alianței cu România, dar opinia lui a fost în cele din urmă respinsă, iar tratatul s-a semnat pe 17 august 1916. Alianța cu Antanta prevedea ca România să declare război austro-ungariei cel târziu pe 28 august, fiindu-i promise în schimb următoarele teritorii. Transilvania, Crișana, Maramureșul și Bucovina până la sud de Prut, care aveau o majoritate etnică românească. Dar și Banatul, unde românii nu erau majoritari, alcătuind o parte din populație alături de maghiari, sârbi și germani. Și în ceea ce îi privește pe sârbi, urmau să primească despăgubiri din partea României dacă vor pleca din țară în decurs de doi ani. Această prevedere urma să împace capra și varza, având în vedere că Serbia însă și era partea antantei. În plus față de aspectele teritoriale, România se obliga să nu încheie pace separată, fiind asigurată că va primi egalitate de drepturi la conferința de pace. Acest tratat a fost semnat acasă la Vintilă Brătianu și a fost consfințit prin Consiliul de Coroană de la 27 august 1916. Spre deosebire de acum doi ani, când Carol convocase Consiliul de Coroană pentru a cere un sfat cu privire la participarea României în Marele Război, Ferdinand a anunțat de la bun început că nu va cere un sfat, ci sprijinul Consiliului. Asta deoarece decizia era deja gata luată. Ferdinand recunoaște în fața consiliului că a avut dubii cu privire la angajarea în război împotriva puterilor centrale, însă luând în considerare interesul țării și nu pe cel propriu, a sprijinit în cele din urmă alianța cu Antanta. Ionel Brătianu a spus și el că țara a fost deja angajată și nu se mai poate da înapoi de la decizia luată. Majoritatea participanților au fost în asentimentul celor doi, cu puține excepții. Titu Maiorescu, în calitate de fost premier, susținea continuarea neutralității, Petre Carp, așa cum ne obișnui deja, cerea intrarea alături de puterile centrale, dar opiniile contrare nu au fost destul de multe și nu destul de puternice. În acea după masă, România a declarat stare de asediu și a început mobilizarea generală a armatei. Ziua următoare, regele Ferdinand emite o proclamație către întreaga populație și o stașii țări în mod deosebit, prin care face publică intrarea în Marele Război. Din textul declarației e clar ca lumina zilei că acest război are ca scop ultim realizarea unui mare deziderat, Unirea Românilor. În toate comunicările, planurile și propaganda predomină același mesaj că românii din teritoriile austro-ungare vor fi eliberați și uniți cu România. Dar drumul e unul lung și abia data viitoare vom vedea cum intenționează românii să procedeze pentru a câștiga contra austro-ungariei și în ce măsură vor funcționa aceste planuri. Din punct de vedere organizatoric, vă anunț că vom petrece câteva episoade bune în primul război mondial. Bune, mă refer cantitativ. Sunt multe informații, multe răsturnări de situație și multe lucruri de explicat. De asemenea, pe măsură ce ne apropiem de ziua de astăzi, evenimentele istorice au o influență tot mai directă asupra noastră celor de astăzi. Din același motiv, ele devin uneori controversate sau ating corzile sensibile ale ascultătorilor sau ale mele proprii ca autor al podcastului. De asemenea, Frontul de Vest și Frontul de Est au fost foarte diferite. La nivel global, e o tendință de a explica ororile primului război mondial ca fiind aproape exclusiv orori ale tranșeilor de pe frontul de vest, ceea ce este fals. Întreaga lume a fost cuprinsă de situații nemai văzute, de la bătălii sângeroase, la refugiere, genocid și boală. Armata română a văzut în primul război mondial o serie de etape grele. A fost alt fel de greu decât acela din tranșele vestice, dar, aș spune eu, la fel de greu. Așa că e vremea să vedem cât de frate e codrul cu românul și cât de mult aparținem noi munților. Războiul românilor a fost, fără îndoială, un război al munților, al trecătorilor, al unui efort constant, la deal, în fața răsturnărilor de situație, în fața unui peisaj surprinzător mereu. Dar ei au răzbit, și merită să fim și noi, măcar prin povestea asta noastră, cu inima la trecători. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României, pe data viitoare.